Maria Hulea este localnică a comunei Arcanie. Femeia spune că vecinii săi, sub oblăduirea primăriei, au deposedat-o de bunuri. După ani de zile în care și-a căutat dreptatea în justiție, gorjanca a rămas nemulțumită când magistrații le-au dat câștig de cauză celor acuzați de furt. Ne-au fost încălcate drepturile fundamentale ale omului. Dreptul la proprietate, proprietatea noastră obținută în mod cinstit, în mod licit. Și cei din Primăria Arcan, cei din Prefectura Gorj și instituțiile statului la care ne-am mai adresat, cum este parchetul de pe lângă judecătorie și parchetul județean, nu ne-au băgat în seamă. Femeia susține că a încercat să ajungă chiar la premierul Victor Ponta pentru a-și rezolva problema. După ce i-a lăsat o adresă la cabinetul de deputat, gorjanca a stat personal de vorbă cu el când a ajuns în Gorj, însă fără niciun rezultat. În data de 15 septembrie m-am prezentat la deschiderea festivă a anului școlar la liceul Tudor Vladimirescu și atunci am înmânat domnului prim-ministru un plic prin care l-am rugat ca acea petiție care eu înaintasem la cabinetul deputatului domnului Victor Ponta să fie trimisă la DNA. Contactat telefonic pentru un punct de vedere oficial, edilul din Arcani, Vasile Popescu, nu a fost de găsit. În schimb, femeia este hotărâtă să nu renunțe la demersul său, urmând să ajungă și la București, la Direcția Națională Anticorupție.